Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou clip pe YouTube în care o să discutăm de cea mai mare greșeală pe care poți să o faci până în vârsta de 30 de ani. Consider că după 30 de ani, cel mai probabil, ori nu mai poți modifica această mare greșeală, ori pur și simplu devii inconștient de ea, deoarece nu este foarte evidentă. Foarte puține persoane observă acest lucru și o să-ți împărtășesc exact care este ea în următoarele minute și ce poți să faci ca să o rezolvi. Acum, probabil, când ai văzut titlul acestui video, tu te-ai gândit, mamă, frate, stai să vezi că o să-mi vorbească despre puncte. Tu probabil deja ai completat această propoziție cu câteva greșeli pe care le faci în acest moment. Îți sugerez să iei o listă și să le notezi pe toate și să le eviți pe cât de mult posibil. Haideți să vedem care este cea mai mare greșeală și cum putem să scăpăm de ea. După cum bine știm, până la vârsta de 30 de ani avem o capacitate foarte, foarte ridicată de a acumula informații, a citi cărți, de a ne uita la cursuri, de a ne uita la clipuri pe YouTube, de cu diferit conținut de business, de dezvoltare personală, spiritualitate, da, și entertaining și glume, etc. Însă aici mă refer strict la persoanele care vor să se dezvolte personal, vor să-și deschidă o afacere pentru venit pasiv sau să aibă relații mai bune. Ce vreau să îți transmit este că odată ce acumulezi aceste informații, din ce în ce mai multe în ziua de astăzi, și suntem bombardați cu din ce în ce mai multe știri, vești proaste, vești rele, uite o pandemie, uite nu știu ce război se petrece, cade bursa, criză financiară, nu știu ce boli de sănătate și chestiile tale particulare care se întâmplă pe parcursul zilei, certuri cu părinții, neînțelegeri cu familia, probleme de sănătate la tine sau în familie, toate lucrurile astea se cumulează. Și odată cu ele, căutând soluții, noi tot cercetăm și ne uităm pe diferite articole, pe diferite clipuri de YouTube, acumulăm constant informații. Mai mult decât atât, începem să urmărim anumite persoane care sunt acum top pe YouTube și începem să-i considerăm drept mentor. Nu știu, cel mai simplu mă gândesc la Gary Vaynerchuk, Grant Cardone, Tony Robbins, John Maxwell, cei care sunt în general în dezvoltare personală și spiritualitate și începem să acumulăm de la ei informații, mai multe informații. Acumulând toate aceste informații și luând părticele de la aceste persoane, încep să-ți dezvolți ca o mască, ca o personalitate care nu ești tu acea persoană. Și ești de fapt un cumul de informații colectat de la alte persoane. Un cumul de informații colectat din cărți. Începi să vorbești din cărți, începi să vorbești din clipuri. Nu vorbești tu. Înțelegi la ce mă refer? Nu îți exprimi opinia ta. În conversații cu prieteni nu îți exprimi opinia ta. Exprimi lucruri pe care le-ai citit, le-ai auzit, le-ai învățat la facultate, în cursuri, etc. Înțelegi la ce mă refer? Trebuie să îți regăsești acea voce unică, interioară, pe care o ai. Pentru că fiecare din noi o avem. Asta e clar. Numai că ea este alterată constant și în ziua de azi din ce în ce mai mult de toate informațiile pe care le acumulăm. Îți propun să faci o dietă de informații, să-ți iei o săptămână în care nu înveți nimic, nu citești nimic, nu faci absolut nimic și doar scrii în jurnal și încerci să te exprimi pe tine, încerci să vorbești în cuvintele tale, să-ți pui sufletul în acele cuvinte sau în acele videouri, încearcă să vorba aia, să fii tu.
dar fără tot amalgamul de informații pe care le-ai citit, le-ai studiat și gândește-te că, bă, uite, eu îmi exprim opinia asta aici în jurnal, nu o citește nimeni. Așa că încearcă să fii cât de sincer poți. Antrenându-ți acest lucru săptămânal, zi de zi, în săptămâna respectivă, o să începi să echilibrezi oarecum balanța asta dintre ce acumulezi și cine ești tu de fapt. Pentru că dacă acumulezi foarte multe informații, uneori sau e posibil să uiți exact cine ești și dacă ai uitat cine ești, o să cazi într-o depresie foarte, foarte cruntă, din care dacă la final nu realizezi ceea ce îți spun acum în acest clip, nu știu, nu vreau să știu ce o să se întâmple, dar nu va fi ceva foarte plăcut, asta e clar. Pentru că, în ultimă instanță, cel mai important lucru și cea mai importantă persoană ești tu. Fără tine, nu poți să faci nimic. Fără energia ta, nu poți să faci nimic. Fără sănătatea ta, nu poți să faci nimic. Prin urmare, încearcă să nu te pierzi pe tine.